Multe sărbători frumoase anul poate avea, însă cea mai importantă e de ziua mea. Cu urări de sănătate cei dragi vor veni, cele mai frumoase flori în dar voi primi. Cu urări de sănătate cei dragi vor veni, cele mai frumoase flori în dar voi primi. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea. Bună ziua la toată lumea bună și frumoasă! Bună ziua, domnul Vitalie, și la mulți ani! Noi suntem de la compania Surprize de Vis și din toată inima vine această surpriză mare pentru dumneavoastră și cu un cadou, desigur, personalizat. Vă rog să-l primiți. Domnul Vitalie, vreau să vă întreb dacă vă dați seama din partea cui este surpriza. Nu, eu nu știu seama, eu noi avem și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră și aflăm împreună din partea cui. La împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani, dorim să-ți transmitem cele mai calde urări și gânduri bune. Deși nu putem fi alături de tine în această zi specială, să știi că te purtăm mereu în inimile noastre și ne este tare dor de tine și de întreaga familie. Ești ca un părinte pentru noi și îți mulțumim din suflet pentru tot sprijinul și grija pe care ne-ai oferit-o de-a lungul anilor. Ne-ai fost mereu alături și am știut că putem conta pe tine în orice moment. Să ai parte de multă sănătate, bucurii și clipe fericite alături de cei dragi. Cu mult drag și recunoștință, nepoții tăi, Tamara și Valeriu, și Fini, Antonio, Lucian și Victor. La mulți ani! Vă mulțumim tuturor care sunt prezenți și mulțumim și un nepoțel la Franța care ne-a făcut așa cadou când e prima dată, când ne la de naștere ne face așa niște surprize când noi ne-am plăsut. Mă rog, îi mulțumim de suflet și îi dorim și lui mult sănătate și așteptăm la Moldova. Ei aici, anul, ei au cumpărat loc de casă, numai să vii, are loc de casă, lângă noi, chiar alături de noi. Dar am cum să vii, ei nu-i așteptau.